Atacanții când dau gol? Deci la noi când dau gol atacanții? Și cei care au fost, și cei care vin acum, și toate sunt de momente. O luăm de la capă, când am venit la meciul cu UTA. Păi ai poarta goală, moldoveanul la 2-1, singur cu poarta goală nu bagi în poartă. Și după aia iei gol cum iei, cu Rapid la fel, cu ăștia la alții, cu media și la fel. Au fost câteva... Asta e fotbalul. Trebuie și puțină șansă, dar e vorba și de concentrare și de calitate. Dacă nu poți să preiei o scap singur, îți vine o centrare și e singur să o preiei, vrei să dai direct și o dai peste poartă, peste gard. Deci aici, antrenorul, ce poate să facă? Și nu de azi sau numai de meciul ăsta sau de celălalt. E normal că rezultatele totdeauna sunt în cârca antrenorului, dar... Haide să ne mai uităm, că sunt jucători care se un an jumate pe aici, de 2 ani jumate, care sunt tot aceia și echipa tot pe același loc și tot la același obiectiv îl are, ca și anul trecut, ca așa cu 2 ani. Îmi permiteți din anul să facă în așa fel încât să renunțe la anumii jucători și să aducă alții mai buni? Situația, a fost și o situație mai delicată. Jucătorii care au venit în plin campionat, când cei pe care i-a adus erau fără echipă și nu mai jucaseră de câteva luni bune. Ai nevoie de timp, dar Dinamo nu mai are timp. Și în prima repriză, un singur jucător pe care l-am adus eu, Nunici, restul tot s-au fost dinainte sau au venit cu primul val de transferuri. Că e normal să le dai la cei care au venit prima dată, pentru că s-au antrenat, au avut mai mult timp la dispoziție. Dumneavoastră ce faceți? Rezistați? Trebuie să rezist. N-am venit. Știam ce mă așteaptă. N-am venit la o echipă care defila. N-am luat Craiova, n-am luat CFR-ul, n-am luat ăsta, cum să zic, FCSB-ul. De echipă care au un lot, au o omogenitate, aici n-a fost cazul la Dinamo. Nu uitați că a fost o perioadă în care s-au jucat mai mult cu jucători care anul trecut jucau în Liga 3-a. Uitați-vă și Liga 3-a, sunt nebătuți la avântul Boșcov. Te bate 3-0 cu 6-7 jucători care au jucat la începutul sezonului și care se antrenează cu echipa mare. Deci noi nu suntem în stare să facem diferența nici acolo și avem pretenții să facem mari rezultate aici.